Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la cel mai muncit episod de Topicraft de până acum. Ei bine, după cum puteți vedea, am level 366. O să povestim imediat despre acest lucru, cât am stat să fac levelul. Credeți-mă că o durat enorm, câți endermeni am omorât pentru acest nivel. Și mergem imediat să vă arăt ferma de toteme infinite, emeralde infinite, capete de pillageri și tot ceea ce îți oferă raid-ul, uite de exemplu saddle-uri și multe multe altele. Am făcut deja ferma, doar o să vă arăt. Am muncit foarte mult în afara episodului. Până un alta, nu uitați să bubuiți butonul de like, subscribe pentru acest episod mirobolant. Nu știu dacă sunteți pregătiți pentru ceea ce o să vă arăt, dar dacă dau un pic scroll în jos, o să vedeți câți endermeni am omorât eu pentru a ajunge la nivel 366, un level extrem de mare, poate încanta peste 100 de cărți cu nivel maxim. Pentru asta am și făcut levelul. O să dau acum scroll în 3, 2, 1. 115.789 de endermeni am omorât. Imaginați-vă că am stat peste 8 ore, nu legate, dar 3 ore acum, 2 ore după. Am lăsat pe aici dezastru, practic. Am strâns și peste vreo 200 de capete de endermen, dar sunt pe acasă, că-ți dai seama, am făcut drumuri, am avut nevoie de mâncare, pentru că mereu și mereu îmi primeam damage de la endermeni. Dar ideea este că 8 ore, 115.000 endermeni omorâți pentru nivel 366. Hai să vedem ferma. În 3, 2, 1, magie! Suntem chiar aici cu fratele nostru de suferință, cu care am făcut o grămadă de trade-uri și uitați-vă și voi ce mi oferă. Adică, îi mare, mare nebunie, pot să cumpăr pâine cu un singur emerald. Hai să vedeți care este treaba exact cu ferma. Sunt în interiorul fermei. Deci aici vine raid-ul, o să și dăm un raid. Vreau să vă arăt ce am reușit să strâng până acum cu undeva la vreo 4 raid-uri. O să vă arăt imediat exact cum funcționează treaba asta. Dar credeți-mă că o să rămâneți cel puțin șocați. Sunteți gata? O luăm de jos în sus. Boom! Deci avem aici 7 miliarde de toteme, avem saddle-uri câte vrem, avem 10 capete de pillager, 9 de vindicator. Mai sus, următorul chest. Din nou, uite, un stack de emeralde, două stack-uri, capete de evocări, pe aici mai avem saddle, pe aici mai avem iar capete, toteme și aici iar o grămadă de toteme. Deci chestia asta am făcut-o în vreo, nu știu, 2 ore de farm, cam așa, adică 8 ore de atunci, 2 ore de acum, avem undeva la vreo 10 ore de muncă pentru episodul de astăzi. Plus cât a durat să fac și ferma, asta că vă arăt acum, am eu aici o strategie, imediat mă duc sus. Cam așa arată ferma, prieteni, îl avem pe Gicuțu sus, care ademenește raid-ul și tot raid-ul pică în apiteză. După ce pică în apiteză, dacă este Ravager din ăla, rinocerbul, o să moară ușor de tot în lavă. După care restul pică jos, le dau one hit jos de tot, că ați văzut unde este. Și pur și simplu ei moare. O să dăm un raid imediat, o să vă explic cum poți să faci toată treaba asta. Și trebuie să vă arăt că nebunul de Zosam, eu cumpărat absolut tot ce aveam eu în shop. Deci e efectiv bogătanul seriei, barbașanul seriei. Și vreau să mai facem un pic de restock la cărțile de pe acolo. Hai că avem de lucru. Chiar acum mă întreba Zasami, acolo nu mă mai scot ca să vedeți chat-ul, zicea, bă, Nocivani, ai eficiență 5 la shop? Cumpără Zasami. A, văd că aici, încă nu am preț, dar tu poți lua moca. Pentru că și el mă lasă moca la ferma de XP. Na bun, păi ferma asta de raid, de toteme, de emeralde, de tot ce mai ne pică nouă pe acolo, saddle-uri și așa mai departe. Trebuie să o faci la aproximativ 150 de blocuri minim distanță de Pillager Outpost. Și după te duci la Pillager Outpost, îi bați pe capitanii, pe ea cu bannere. Trebuie să bați cel puțin, adică trebuie să bați 5 ca să ai efectul maxim. Și după aia îți vine cel mai puternic raid aici și practic tu îi bați easy peasy. Hai că vă arăt exact. Partea mai nasoală la toată treaba asta e că trebuie să te bați cu 5 milioane de pillager din ăștia. Am stat odată și jumătate de oră doar să se spawneze 5 din ăia cu bannere, să-i bat și să fac efectul ăla. O să-l vedeți imediat, mai stăm încă vreo 10 secunde, dacă nu se spawnează niciun pillager cu banner, atunci o să mă bat eu încă vreo 10 ente sau cât durează să apară primul
și revin de fiecare dată când apare câte unul cu bannerul. E nebunie. Acum pot să bat și doar unul cu bannerul și atunci easy peasy, ai level 1 efectul, dar nu te prea ajută, că o să vină un raid slăbuț, nu prea pică toteme, nu prea pică saddle-uri, așa avem chestii de făcut. Da, văd că nu se spawnează, revin cu primul pillager cu banner. Stați că exact acum mi-am amintit, încă nu a apărut pillagerul, dar după ce batem tot raidul, raidul de nivel 5, păi o să primim victory și villagerii o să ne dea totul mult mai ieftin și o să fugim repede-repejor pe insulă, care e la 2500 de blocuri distanță, cam așa. Și să vedeți ce trade-uri OP, mamă, nu că vreau să vă și arăt, stați un pic că fug de aici să vă arăt ce trade-uri OP am avut, o să nebuniți. Cam ce părere aveți voi despre trade-ul acesta, i-am făcut poză, să sperăm că mai prindem așa trade-uri, adică să cumperi mending cu două emeralde de la 14, mie mi se pare o nebunie curată. Și am cumpărat și silk touch cu un diamant, cu un emerald, scuze, nu mă credeți, ei bine vă arăt. Deci efectiv mie mi se pare insane să cumperi silk touch-ul iar cu un emerald, mending-ul două emeralde, silk touch-ul un emerald, așa facem inucivanul trade-uri, adică să ne înțelegem, îi jegmănesc pe față pe villageri. Da, dar sunt eroul lor, aia e, ce să facem. Uite-te și tu cât mă chinui să apară măcar un pillager cu bannerul vieții. Ata iete! Se pare că primul pillager și-a făcut simțită prezența și acum când o să-l bat o să-mi dea efect de nivel 1. Stați un pic să vă arăt. Apare și în dreapta și el este Bad Omen. Nu apare 1 pentru că, na, n-are sens să scrie, dar când mai bat încă 1, mamă, dacă ți-o strâns acum. Deci când mai bat încă un pillager din ăsta o să primesc nivel 2 și tot așa până la 5. Și atunci se întâmplă magia. Ne întoarcem la fermă care-i, uite, acolo. Și o să vedeți. Bă, da ce mă iubesc pe mine pillagerii, ia uite-i. Nu știu care să tragă primul. Stați mă, chill. Nebunaticilor, că n-aveți nicio șansă. Hai, chemați-vă prietenii cu bannere. O, prietene, ce zici? Da, cu tine vreau să discut. Ia vin aici, culcat. Și acum, după cum puteți vedea, avem efect nivel 2, Bad Omen 2. Și încă o chestie foarte, foarte tare, dacă ați observat în ferma de raid, ia uite că aici e direct din asta de te duci în end, deci dacă ați observat, opa, eu, bă, doi direct, ok, suntem super norocoși. Este un clopot în ferma de raid, jos de tot, ei bine, clopotul acela ne poate ajuta enorm în momentul în care vine raidul și vrem să știm totuși ce se întâmplă, pe unde sunt, cât de cât estimativ. Pentru că o să observați, uneori se blochează un mob, de obicei witch-urile, și pur și simplu nu-ți mai vine, nu poți să bați ultimul din wave-ul respectiv și atunci îți dai seama că nu mai poți să continui raid-ul și chiar am pățit să stau vreo 20 de minute, că mă gândeam că vine, și s-o închis raid-ul singur. Nu știu, cred că la un dat se oprește el dacă nu mai faci nimic. Și atunci nu-ți dorește asta că te chinui degeaba să faci efectul ăsta. Uite pe prietenii mei. În fine, mai trebuie doar să batem unul, că avem nivel 4 și ne putem duce la fermă. Tot astăzi vreau să mai muncim puțin la magazinul Iron Golem și plus că am în plan să mai fac un magazin în viitor. Dar vreau să muncim la magazinul Iron Golem, să-i facem și partea aia de sus, să încercăm să punem cât mai multe cărți spre vânzare, adică vă dați seama că levelul ăsta nu l-am făcut degeaba. Deși eu am avut în plan, mamă ce m-am speriat, nici n-am mai putut să vorbesc, am crezut că pic în gaură aia. Deci eu am avut în plan să fac level 1000, ca să vă faceți o idee. Și gen mi se părea super tare să pun în titlu acolo level 1000 pe Topicraft. Dar ce să vezi, am stat 8 ore să fac 366 și chiar nu mai aveam chef. Adică cât să stau, frate, 2 zile, gen fără să dorm. Că problema era că mi se făcea foame, mă loveau ăștia, trebuia odată la 5-10 minute să mănânc. Nebunie totală, noroc că am mending pe mine și nu mi se strica armura. Că dacă se mai strica și armura, apoi eram 100% ripanos. Na bun, ne mai trebuie unul, dar văd că nu apare. Păi și ce bulan am avut cu a apărut, genul a apărut al doilea și încă doi, unul după altul, i-ați văzut și voi, în timp ce povesteam. Bulanos docivanul astăzi. Ok, acum cred că s-o strâns un pic cam mulți prieteni, nu știu ce să zic. Uite-te câte săgeți am în mine, bă, lăsați-mă!
S-o pus toți pe mine, frate, mamă cât sunt. Dar știi care e cea mai bună strategie să-i bați pe ăștia? Sper să nu fac o greșeală fatală, dar cred că cea mai bună strategie e, uite asta. Nu știu dacă voi v-ați gândit la ea vreodată, dar uite asta, frate. Ok. Deci în momentul ăsta ei nu mă mai pot lovi pe mine atât de bine, dar eu îi pot lovi super easy. Că am și knockback-ul ăla și mă cam enervează. Și gata, am rezolvat situația. I-am băgat pe toți în groapă, nu se mai înțelege absolut nimic din ce e aici, dar măcar suntem fericiți că... Ia uite, ia uite pe prieteni. N-au mă că ai intrat tu repede, să nu văd eu. Normal trebuia să sparg și asta și gata. Ia uite cum intră. Mi-a făcut fermă de pilgeri. Doamne. Nu așa toate. Și acum să vină ăla și cu bannerul că m-am scos. Mă disperă, altfel te chinui până-i bați, așa nu mai am unde să fugă. Salut! Da, bossule, tu ești! Stai mă că nu pot să dau click. Nu-mi funcționa click-ul. Tu ești, bossule, intru în apă după tine. Na bun. Acum avem nivel 5, da? Tot timpul apăs acolo aiurea, dar nu contează. Ne ducem un pic în zbor pe aici ca să fim siguri că nu ne urmăresc ăștia. După care dăm o call-ul frumos. Și ajungem direct aici și unde va începe raidul, bineînțeles, pentru că sunt villagerii. Eu doar mă bag aici, închid, bam, poc. Nu, nu trebuia să dau așa, au. Voiam să nimerez jos, dar în fine. Și acum o să vedeți cât de șmecher este acest clonțopel. Villagerul ăsta o valoară, mamă, endermite. Villagerul ăsta o valoară azi, imediat veți vedea. Se cam sperie un pic. Și noi acum frumos dăm de clonțopel. Dacă ăștia sunt aproape, ar trebui să se audă... Uite-i! Deci cât de tare poate să fie chestia asta? Și tu știi exact unde sunt ei dacă-s deasupra. Uite, acum au ajuns deasupra mea, frumos mă pun aici și eu le mai dau doar one hit. Și cam așa funcționează ferma asta. Au mai rămas doi, au mai rămas unul. Uite cât de bine merge acum. Că n-am stat nicio secundă. Fine. Și se strâng în chesturi toate chestiile, deja am undeva la vreo 30 de toteme, o să le pun la vânzare, vreau să fac un shop de toteme, sigur v-ați dat seama, dar na, asta este, am mai dat un spoiler și așa, cine se uită până la minutul ăsta e boss, să nu uitați să băbuiți butonul la blană de like, un subscribe plus clonțopel aș aprecia, să facem, am făcut 300k aici, dar să facem cât mai mult, Doamne ajută. Și să fie proiecte cât mai șmechere. Gândiți-vă că pentru episodul ăsta, practic, eu am muncit undeva la vreo 10 ore înainte episodului. Cel puțin 10 ore, plus ce am mai jucat, ce m-am mai plimbat. Da, nebunie totală. Dar bun, și acum, de exemplu, stai și te plictisești ei și zici, bă, când mai vin ăștia? Ai dat de clonțopel. Partea mai ciudată și mai complicată este în momentul în care apar evocării. Pentru că, uite, acum... E ravagherul acolo și de asta blochează. Când apar evocării trebuie să-i omori foarte repede pentru a nu spama, pentru a nu spauna, ăia, cum le zic, eu le zic valkyrii, dar nu știu cum, în fine, demonii aia zburători. Znașpa rău aia, deci riști și să-ți omoare villagerul. Știți din episodul anterior că m-am chinuit undeva la vreo 2 ore să aduc 2 villageri. Dacă moare vreun villager, m-am dus. Mi-a zis Sami dacă pot să dorm un pic. M-am băgat frumos la somnic. Opa, n-am vrut să fac asta. Dar bine că s-a dus patul, am avut și eu pat. Am ajutat și pe Sami. Asta e mă seria ce îmi place. N-am loc. Fii atent. Așa, bum bum. Mă, ce fac ăștia? Mi-explică și mie cineva. Ce se întâmplă acolo? În sfârșit, după mii de ani. Ia uite-l cât îi. Mamutu! Vine mamutu! Și acum vedeți că scade acolo, practic aia e viața, bara roșie, viața raidului. Și scade pentru că s-o băga mamutu în lavă. Adică mie nu-mi pică niciodată ravagerul aici jos. Sau ravagerul, cum s-o citi? Eu o să-i zic ravager, ok? Că mi se pare complicat să zici ravager. Hai mă, mai pică ăștia. Ia uite-l. Ia uite-l, frumos, și mai încă un rinocerb. V-am zis, când pică evocării, îi și de bine că știi că îți pică totem, dar e și de rău că ți-e frică de ce se poate întâmpla. Aici trebuie să stai la secundă. Când a apărut, îi dai bucata.
Ia să vedem. Hai mă, hai cu evocării. Să vedem pe cât am eu sunetul ăsta. Da, e bine, sunt bine la sunet. Haide! Vreau să vă arăt tot procesul, să vedeți cât e aproximativ de complicat. Mă spamează și abonați. Și acum apar ăștia. Bine, o să revin când pică primul. A picat primul, ăsta e al doilea deja. Și acum ar trebui să vină tot unul câte unul. Sunt curios când vine primul evoker. Să vedeți că funcționează și cu evoker-ul. Și după aia vă arăt direct la finalul raidului. Că vin wave-uri într-adevăr din ce în ce mai puternice. Dar chestia e aceeași. Adică tu tot one hit le dai, numai că trebuie să le dai mai repede, să nu riști. Acum ar trebui să apară. Bom. Hare. Ia uite, ăsta nu e evoker clar, că are crossbow. Următorul, pun pariu că e evoker. Ba nu mă uite. Ăla să fie? Ăsta clar nu. Nici ăsta care pică acum, dar următorul cred că îi. Nu, ăsta e magician din ăla. Iar magician... Ha, mă, frate, au rămas exact ultimii. Vreau să văd un evoker, că după aia zic abonați. Nu pică evoker aici, n-are cum. Ne dai șchem. Am o dată cu evokerul. Oricum, la raid următor, la wave următor, mă refer, sigur vine. Uaaa. Și acum s-a bubuit. Nu asta e problema, vedeți? Da, și acum eu trebuie să mă duc afară. Opa! Este comers. Că s-a auzit. Gata, mă, că vine. Nu, ăsta e capitanul! Vine capitanul! Hai, capitane! Te așteptăm aici la săbiuteză. Ce face, mă, capitanul? Gata, s-a dus. Na bun, hai că așteptăm evoker-ul. Deci, efectiv, eu mi-am creat un ecosistem super tare, pentru că după aia e mai ieftin la villageri. Deja de la villagerul ăsta pot cumpăra super, super ieftin. Fac emeraldi aici. Ați văzut, am vreo 2-3 stack-uri. O să le luăm cu noi. Deci, cea mai bună idee că am făcut... evoker-ul! Mamă! Ăla era evoker-ul. I-o picat și capul. Ia uite-l. Bine că m-a apucat să-l omor repede. Mamă, mamă. Mă sperie, bă. Deci când îi văd îmbrăcămintea aia, mă sperie. Că dacă îl lași mult, apucă să se spawneze. Na bun, păi atunci revenim cu sfârșitul raidului. Destul de slăbuț raidul ăsta, măi, adică tot aștept. Deja au mai trecut două wave-uri, cred că mai a fost un singur evoker. Probabil ăsta va fi ultimul și aici vin spartanii. Emeralde s-au strâns, să zicem, până acum vreo 20, cred că mai erau vreo 10 aici, deci suntem boși. Haideți, vă aștept, măi, să vină boșii. E deja pregătit. Vine unul, îi dau hit-ul, vine unul, îi dau hit-ul. Uite-l pe ăla cum se uită. Hopa! Salut, frate! Să vină evokerii, să vină evokerii. Vrem toteme of undying, vrem toteme of undying. Nu vrea, mă? Nici cu cântat nu vine. Fiți atenți, dacă în următorii 3 nu-i un evoker, mă las de Minecraft. 1. Bă, trebuie să mă las, dezinstalez Minecraft-ul. Asta este. Am promis. Hai! Următorul. 2. Aulă. Emoții. Emoții. Hai mă, evoker-ule. Cam care sunt șansele să fie ăsta evoker? Mici de tot, nu? Bă, m-au lăsat de Minecraft, asta este. De mâine jucăm Barbie. Păpușa Barbie mai jucăm numai. Ce să facem? Nu mai veni nimic de atunci. Am stat vreo 20 de secunde. Nu mai venit nimic. Cum ar fi să fie gen exact ăsta evoker acum? Adică cum ar veni al patrulea? Că eu am zis următorii 3 și să fie al patrulea. Hai că sunt chiar curios. Asta cred că îi, că pică de pe rinocerb. Și în general cam evokerul vine de pe rinocerb. Ia. Hai mă, arată-ne. Ce vine, că suntem curioși. N-auzi? Sună odată. Doamne. S-a pierdut restul. Nu mai sunt în apropiere. Ok, prietenii, trebuie să plecăm după ei, că nu se mai poate așa. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Mă, dar lipsesc enorm de mulți. Adică... Gen, uitați-vă câtă viață mai...
Trebuia să fi luat ăsta, cum îi zice, clopoțelul cu mine, să-l dau pe aici, să-i văd. Cam nașpa, aș zice eu. Cred că s-o spauna pe altundeva, am mai pățit chestia asta. Hai după clonțopel. Îmi place mult să folosesc Ender Pearl-ul, că ajung ușor jos. Bam, bam, luăm clonțopelul. Am și eu spațiu. Pun bannerele astea aici și am spațiu pentru clonțopel. Hop, numai acum, parcă văd că pică înapoi. Nu pot să cred. Ok. Dacă nu-i închis ăla, nu prea merge treaba. Na bun, acum trebuie să pun ăsta pe undeva pe aici, de exemplu. Îi dăm una. Ok, nu-s pe aici. Trebuie să mergem mai departe. Îi dăm una. Bă, nu-s nici pe aici. Trebuie să ne punem un pic să dormim, pentru că îl ajutăm și pe Zasami. Ok, am și dormit. Mă, frate, unde sunt ăștia? Trebuie să mă duc un pic pe aici, ia. De obicei se vedeau. Wow. Mă, oare ori fi? Pe unde ori fi? Mamă, n-am mai pățit așa ceva până acum. Și, bine, am mai pățit, dar nu cu atât de mulți. Adică, e multă viață acolo. Bă, pe unde s-o putut pune? Doamne. Ok, îi aud aici. În stâncă eu spawnam, mă, uite-i. Ai de viața mea. Ok. Ceva îmi spune că trebuie să iau ăsta. Să-i scot repede și o să mă... Mamă, ce-i aici? Pot ieși, mă, ăștia? Yo. Mamă, păi ăștia trebuie să-i bat așa, n-am de ales. Da. Că eu spawnat de ăștia și mi-omoară villagerii, bă. Trebuie să nu se omor repede, nu o vedeți? Uite, urâtul ăsta. Aici e un magician, bă. A rămas blocat. Oh, bă, opriți-vă. Mamă, mai e un evoker? Unde e celălalt evoker? What? Stați că mor aici. Nu pot să cred că mor. Oricum am totem of undying, nu mi-e frică, dar... Uitați-vă, no, exact ăștia-s problema. Ăștia nu se spawnează dacă se duc acolo. De pentru prima dată, ideea e că trebuie într-adevăr să ai grijă, să verifici să nu fie zone din astea, uite cum au fost asta, o peșteră ascunsă așa. No, unde ar mai fi, mă? Stai un pic. Dăm așa, că vreau să văd evoker-ul ăla unde-i. Ăsta-i, mă. Doamne, unde s-o ascuns ăsta? Mor, fii atent că mor. Nu pot să cred. Oh my god. Adică sunt, mă. Că eu tot spawnat. Dar acum va trebui să mă bat cu ei sau mor singuri acum. Cred că mor singur, bă, că nu mai e evoker-ul. A, păi zi așa, bossule. Da. Bun. Perfect. Pe ăștia sunt ușor de bătut. Nu mai am probleme. Am văzut acolo un totem of undying pe care nu l-am luat. De fapt, cred că vreo două. Acum trebuie să arunc chestiile inutile să mă duc să culeg groadele muncii. Hop. Și să nu-mi uit clonțopelul, bă. Că am muncit pentru el. A, mă, lăsați-mă, pufarinelor. Vin pufarinele să mă atace, auzi. E nașpa că ăștia trec prin orice. Nu au ei probleme. Aici cred că mai e un totem of undying, da. Perfect. Mă atacă pufarinele. Nu, no, mai sunt și probleme la fermă, dar asta a fost cea mai mare problemă de când folosesc ferma, e al cincelea raid, cred ăsta, și e cea mai mare problemă pe care am avut-o. Numai trebuie să moară urât ăștia. Și restul sunt aici, prietenii noștri, ne așteptau jos, ăștia au intrat în capcană. Bun, și se pare că mai este un wave. Sper că ați observat că îl tratez frumos pe Sătean, are piscină, are chiuvetă. Are tort, are pat în celula aici. Ce să-i fac cu ei? Am lăsat și aerisire. Caboși. Mamă, evoker-ul, vedeți? No, uite cât de ușor am omorât un evoker în fermă. Și ați văzut că nu a fost nicio problemă până la wave-ul ăsta când... La wave-ul anterior mă refer. Când n-ai avut ce face, frate. Ia să-i văd și eu. Deci asta a fost, n-am avut ce... Ia uite-i acolo, mamă, vreo trei rinocerbi din ăia. Și eu nu-mi fac nicio problemă. Mamă, cred că o apucat să-i spawneze. Sau nu?
Eu nu fac nicio problemă. Tot ce ar trebui să fac e doar să stau aici, să dau click-ul. Click-ul, click-ul, se strâng emeralde, se face XP, strâng saddle-uri, tot ce vrei. Deci ferma asta e mult prea genială. Dacă vreți, pot să fac un episod special în care să vă arăt cum să faceți ferma. Tot ce vă trebuie este un outpost și materiale simple. Adică nu-ți trebuie cine știe ce materiale. Dar dacă vreți, scrieți acolo în comentarii, vreau să faci ferma, să faci un tutorial cu ferma. Și fac un tutorial de câte minute trebuie pe creative, că no, e mai simplu să vă arăt. Și gen, e cea mai OP fermă pentru că v-am zis, ai XP, ai toteme, ai emeralde, cu emeraldele poți să faci trade-uri cu toți sătenii. Ai efectul pe care, uite, acum cred că îl primim imediat, numai sper să nu se fi pierdut ăsta. Te-ai pierdut, mă? S-a pierdut. No, asta e faza, trebuie să te asiguri că totul e foarte plat și că nu sunt zone unde să se spawneze mobii și să fie... Uite, opa, că a venit, ăsta a venit, cred că. Unde-i, mă? Uite-l acolo. Da, măi, vrăjitori, bă, vrăjitorii ăștia sunt cei mai cu capul în nori. Vezi că n-are probleme prea mari. Se mișcă de zici că doarme. Gigele, trezirea, gigele. Stai că vine acum, cred că vine, vine, vine. Nu trebuie să mai urc. Ideea e că nu trebuie, da, uite, nu trebuie neapărat să urci după ei, dar cum au fost ăștia blocați, ori veneau foarte greu și se închidea raidul singur, gen după o jumătate de oră, ori cine știe ce se putea întâmpla. Gata. Avem efectul de Hero of the Village, efectul de nivel 5, se vede 5 acolo în stânga aici, frumos, lângă căscuță. Na, acum tot ce trebuie să facem este să îmi strâng eu toate totemele și tot ce mai am eu nevoie de pe aici. Le bag frumos și mergem acasică să facem trade-urile alea blană și să ne ocupăm de magazin. Dacă nu am ratat cumva, am 3 stack-uri de emeralde, poate mai sunt pe acolo și nu le-am văzut. Am și folosit vreo 2 stack-uri. Deci din 5 raid-uri am strâns vreo 5 stack-uri de emeralde. Cred că am un stack pe raid. Ceea ce îi mare, mare nebunie, le facem block of emerald, că suntem boși și plecăm de aici direct cu, numai mult, numai puțin de aproape 21 de blocuri. Ne mai trebuia un emerald. Dar este 8 emeralde, facem și noi un trade corect și îl facem baban pe ăsta și luăm ce să luăm. Hai mă să luăm pâinici în continuare, că pâinile sunt cele mai buni. E, bune, nu buni. Nu știu ce am vorbit. Bun, hai să luăm totemele. Prieteni, avem o problemă, am inventarul full de toteme, aici au mai rămas 1, 2, în fine, multe le puteți număra voi, am mai rămas și pe aici, nu aici, cred că pe sus, ba nu, doar astea au mai rămas. Deci au mai rămas aici vreo 5-6 toteme, dar mi-am umplut și prin shulker box cât am putut, așa că plecăm cu ce le avem și o să facem trade-uri rapide. Acum haideți să vă arăt, eu am văzut, dar am vrut să vă arăt și vouă și de asta nu le-am luat, că practic, bine, nu o să înțelegeți exact, prima dată vă arăt chestul ăsta, ok? O să ziceți, no, Civare, ți-am mai pus cărți de mending la vânzare și după aia o să deschid chestul ăsta și o să ziceți, da ce naiba ai vândut, că uite că e full de diamante. Ei bine, Zasami și Dragoș au cumpărat tot mending-ul pe care l-aveam și eu am făcut restock. Dar n-am mai arătat pe clip pentru că am făcut în afara episodului, v-am zis, mă joc foarte mult în afara episodului. Au cumpărat și de pe aici, uite că aici nu mai stau în ordine și de pe aici au cumpărat. Și practic avem în total vânzare de, 90 de diamante. Atât am făcut noi, easy peasy. Hai să, știi ce? Hai să facem noi frumos un chest. Sau nu lasă, îmi iau diamantele, lasă astea două aici când am spațiu și hai acasică. Aici trebuie să ne facem noi un cistan baban. Mă, dar repede, trebuie să mă mișc ca să nu se ducă, timpul. Ia stai să văd un pic trade-urile că sunt super curios. Sunt extrem de curios, ia. Uite, dă cu 3 emeralde, deci mai scump acum, dă cu 3 emeralde siltaciu. O să vă arăt că am cumpărat multe, multe cărți, dar asta e fain. Că cere doar 15 lemn. 15 sticuri pentru un emerald. Aia e genială. Și vreau să mai văd ce zic și ăștia. Uite că e un copil aici care o să crească și îl punem la muncă. Ăsta tot cu 15 vrea. Ăsta tot cu 15. Deci o să mai facem ceva emeralde. Și ăsta dă mending-ul cu 4 emeralde. Acum sunt un pic mai scumpi. Aqua Affinity cu 1, uite. Și name-tag-uri mi-am cumpărat. A, mă, deci o să obții tot ce vrei dacă îți faci ferma asta. Bun. Hai să ne facem chest-ul.
Avem și 10 Block of Diamond și acum hai să ascundem puțin chestul ăsta, știți cum îl pun? Ha, îl pun din exterior și îl pun sub apă, că nu cred că stă nimeni să caute sub apă. Și acolo o să ascund toate mofandaingurile. Uite, chiar aici undeva. Bom și bom. Așa, punem toate mofandaing. Stai că n-am respiration-ul. Am eu o căscuță cu respiration, dar nu prea folosesc. Dacă nu mă înșel, e chiar aici pe dreapta. Da, bă, da. Frumos, punem căscuța cu respiration. Cât am? 2 doar? Mamă, și eu vând cărți cu respiration 3. În fine, punem din ăsta, scoatem toate totemele. Pă, momentan avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 30 de toteme fix. Bun. Bam, bam. Aici îmi păstrez eu bogăția, să zic așa. Ca să nu știe tot dușmanul. Să nu mă pârâzbă că vine ăștia și mă fură. Bun, bun, bun. Totuși emeraldele le-am trebuiau pentru a face ceva trade-uri babane. Pam, pam, pam. Hai să luăm emeraldele, să ne luăm și ăsta înapoi, că ne trebuie. Acum ne mai trebuie iar foarte mult lemn, dar din păcate nu prea mi-am luat puieți, nu prea am mai plantat. Am ceva lemn aici să zicem, dar îi cam șlăbuț. Noroc că crește destul de repede lemn, nu? Apropo, dacă nu mă credeți că am extrem de multe capete de Enderman, le puteți vedea aici, 4 stack-uri și încă 5 bucăți. Băi, eu zic că am plantat ceva copaci, undeva la vreo 3 stack-uri, cam așa. Deci, acum așteptăm să crească. Hai să facem o tură de trade-uri pentru început. Uite ce frumos se face, bam, 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 gata, mi-am târguit cu ăsta, bam, bam și bam. Ok. Hai să vedem. Mă, ce tot aruncă ăștia pe mine? Mă aruncă sticuri. Uai, că s-o scumpit, dar ăsta s-o ieftinit. Nice. Frumos. Stai, mă, ăsta mai vrea încă trade-uri. Mamă, ăsta mai vrea și nu mai am eu lemne. 36. Let's go. Deci nu pot să cred. Uite, deja 4 copaci au crescut. Hai, copăcei, să facem trade-urile. Acum, cea mai tare fază e că eu cumpăr bookshelf-uri de la villager și o să vedeți imediat și bookshelf-urile nu sunt altceva decât cărți. Adică nici măcar cărțile nu mi le mai fac. Hai spar frumos bookshelf-urile și am 38 de cărți. Acum o să mergem să facem trade-uri OP. Trade-uri super OP, nu că OP. Avem și emeralde câte ne dorim. Uite, cu asta, de exemplu, putem face foarte multe trade-uri să vedem cine mai dă. Uite, tot Aqua Affinity, dar fiți atenți aici că se întâmplă nebunia. Cumpăr de la ăsta, așa, pot să dau 2 cărți, pentru emeralde, uite bă că îi dau cărți la ăsta. Ok, și acum deja au făcut level up. Și acum să vedem ce ne dă, respiration 1, cam gherlă, dar nu e rău, adică se putea și mai rău de atât. Uite și acum Silk Touch-ul îl dă la un emerald bucata. Păi o să luăm Silk Touch-uri câte să zic. Hai că cu ocazia asta îl mai și creștem în level, avem 5 deja, un emerald, un silk touch. Păi și eu îl vând cu vreo 4-5 diamante. Let's go. Frumos, eu zic că am luat deja momentan suficiente de la ăsta. Putem să luăm Aqua Affinity. Mai putem să luăm noi ceva bookshelf-uri când ne trebuie. Hai să luăm... Așa, gata, nu mai vrea să ne dea. Perfect, deci cu ăsta am făcut o groază de trade-uri. Trebuie să mai crească acolo, cât timp mai am, 21 de minute mai am efectul, păi nici măcar nu mă grăbesc. Trebuie să dau o fugă repede până la Maga, să mai lăsăm cărțile și să vă arăt eu ce cărți mai am pe aici spre vânzare, adică eu zic că e efectiv nebunie. Uitați-vă și voi aici, Torsa cu Affinity Respiration, tot ce vrei și ce nu vrei, să vedeți câte altele mai vin. Punem Silk Touch-ul și mai mergem. Știți vorba aia că... Copacii înseamnă emeralde? Păi, este reală. Deci că copaci, da? Fără virgulă, fără nimic. Că copaci. Învață copile de la taică-to că urmează să produci bani pentru mine. Mamă, ce ciudat sună chestia asta. Hai să mai facem și niște cărți. Easy peasy cu bookshelf-urile. Ia să vedem câte cărți am, că-s curios. Cred că aveam undeva la vreo 20 și ceva. Sau 30. Acum am un stack și o bucăți.
Hai să luăm și ceva Aqua Affinity-uri, că poate vor barbașanii. Câte să luăm? Luăm 6 bucăți, cred că sunt suficiente. Și mai dau lui ăsta cărți pentru emeralde. Se dau așa cât face level up, să vedem ce trade-uri ne mai dă. Hai, dă-mi o carte bună, te rog, te rog, te rog, te rog, haide, haide! Mamă, mending la o bucată. Da, bă, da. Păi și câte mending-uri să iau? Că le iau pe toate, frate. Nu mai am loc pentru emeralde, pentru nimic nu mai am loc în viața asta. Gata. Mergem iară să le punem înapoi. Doamne, mending pentru un emerald. Ce-mi place viața. Nu mai am loc să le pun aici, mending. Ia fi atent. Trebuie să măresc ăsta de mending, bă. Hai să pun. Să mărim. Facem double chest la mending. Că ce să facem dacă asta trebuie? Asta trebuie. Avem frumos mending-ul. Aqua Affinity, nu știu cu cât să-l pun încă, dar vedem. Le mai punem pe aici momentan. Hop, hop, nu mai am loc. Tu. Ok, dintr-o dată sunt doi copii aici. Ce se întâmplă, frate? Bă, trebuie să le mai pun paturi sau nu trebuie să le mai pun. Va trebui, oricum, urmează și acum vă dau spoiler, să le fac o zonă ca lumea a lor, că nu se mai poate așa. În condițiile acestea. Uite-mă, cu Affinity-ul aici era mult mai ieftin. Bă, urât. Hai să mai luăm niște bookshelf-uri de la ăsta, poate. Devine și el mai bun la suflet. Ne lasă și el mai ieftin. A, mă, nu fi scris. Uite, ia, ia, chiar ne lasă. Bines. Și ăstea sunt mai ieftine. Așa. Nu mai pot ăstea. Acum pot să-i dau cărți pe emeralde. Frumos. Bun. Mending-ul mi l-au lăsat la două. Așa. Aqua Affinity-ul ieftin. Hai să mai luăm. Câte să mai luăm? Hai să mai luăm vreo 4-5 bucăți. Că dacă tot sunt ieftine, le luăm. Respiration 1, cam jale. Fire Protection 4. Mă, dacă ar mai face un discount, parcă m-aș băga. Da, așa. Mending-ul dă cu două. Cam scumpuț. Uite-mă că au câte un pat fiecare. Ridică-te, că te zădorm eu. Bine, încă nu pot să dorm. Hai cu somnul. Hopa, și-a crescut un villager, dar nu știu ce să-l fac, măi. Să-l fac tot. Îl fac tot fletching table, de ăsta așa, păi bag dau la bețe de înnebunesc. Stai că ăsta le dă scump. Da, deci îi aducem tot un fletching table. Sau hai, lasă, dacă tot am lectern-ul aici, hai să mergem să-i dăm lectern-ul. Și ce îmi dă aia primesc pentru că aștept să-mi dea chestii și mai bune. Ia să vedem. Hop, hop. Unde ești, măi? Treci la job. Uite aici pun. Perfect. Hai să vedem ce trade are. Frostwalker. Ok, asta e bun. Asta pare a fi bun, sincer. Chiar pare a fi bun. Mă, dar eu mai am emeralde, mă? Da, mai am. Uite cum întind ăștia, îmi dau. Trebuie să-i dau gravel. Păi n-am gravel, bossule. Ia, hai să începem cu ăsta. Bun. Îi luăm ăstea că sunt la un preț, zic eu, bun. Mamă, dar am un fără emeralde, ticule. Ăștia mă duc la sapă de lemn, bă. Așa, bun. Dar las că îi dau cărțile lui altul după. Hopa, sweeping edge. Ah, dar e sweeping edge 1. Cam slăbut, zi. Uite, pot să-mi iau lanterne de la el. Ce trade ciudat. Frostwalker 2. Hai că mai încerc să mai fac ceva trade-uri cu el și după aia să cumpăr. De la asta nu prea mai merită. Aqua Affinity am luat. Uite, merită să-i dau cărți. Hai să luăm cărțile de la el. Adică să-i dăm cărțile să luăm emeralde. Și după aia mă duc la ăsta, la altul. Și ce să iau de la el? Hai să iau bookshelf-uri în continuare, că-s bune bookshelf. A, dar nu mai merge chiar așa bine. A, păi iau câteva de astea, nu-i problemă. Și acum trebuie să mă duc chiar să sparg astea și să fac rost de cărți și ați înțeles ideea. Am un stack jumătate de cărți, mă întorc la Gicuțu, fac trade-ul cu el, dar nu mă mai ocup de magazin astăzi, nu știu ce să zic. Fac așa un restock rapid, am vrut să-l mai și decorez toate ele, dar nu știu ce să zic. Că e prea mare nebunie. Da, deci trebuie să mai iau de la asta că n-am emeralde, trebuie să mă duc la ăsta, la alt. Și o cam stricat trade-ul. Trei cărți vrea pe un emerald. Hai că facem trade-ul așa dacă e. Tu ești prietenos sau nu? Da, mă, ăsta e prietenos, mă. O, dar nu vrea prea multe.
Stai așa că se supără. Mă, neintegurile astea cred că merită într-un fel luate, dar momentan nu prea îmi trebuie mie, deci cam gherlă. Copacii au cam crescut și ei, imediat îi tăiem și facem trade-urile, că nu mai avem mult, mai avem doar 11 minute. Am mai luat ceva lanterne de la ăsta și sunt curios ce-mi dă. Hai că sunt chiar curios. Haide măi, dă-mi ceva. A, mai trebuie să mai iau lanternă, mă. Acum o văd. Bun. Hai că ești nivel maxim acum. Zi-mi ce îmi dai. Cum facem? Îmi dă sticlă și protection 4. Băi, bun protection 4. E bun protection 4, dar nu am emeralde acum. Dar lasă că rezolvăm noi. Aș vrea măcar un Frostwalker, că o să fie super scump după dacă nu. Sweeping Edge, uite, am mai sticlă. Asta îmi place, știi? Că vii, bam, ai făcut trade-ul, ți-ai luat sticla. Adică, dacă tot ai mulți villager din ăștia, nu mai trebuie să muncești pentru nimic. Că la un dat o să apară un trade care cu adevărat te avantajează. Da, bun. Probabil și eu și voi suntem extrem de curioși cât lemn o să strâng eu aici, nu mai stau să crească și restul puieților. Hai să înceapă nebunia. Bam, îi tai pe ăștia conectați. Hopa, hopa, bom, bom. Noroc că am topor bun, că dacă nu, distrugeam 7000 de topoare. Pac, pac, pac. Da, mă, da, despre asta vorbesc. Lemnul înseamnă emeralde. Bom, 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 bom. Frumos. Sunt curios după aia. Hai să vedem cât lemn strâng în total. Eu zic că am strâns ceva lemne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stack-uri. Deci 640 de bucăți. Asta e că asta nu e stack, dar în fine. Se mai acumulează cu celelalte. Hai să vindem. Ăsta o fugi, nu vrea să mai stea acolo, nu știu cum o evada, dar copiii pot evada probabil când se ridică din pat sau ceva din genul ăsta. În fine, nu contează. Hai să facem trade-uri cu ăștia. 26, nici nu mă interesează oricum. Poate să ceară cât vrea, că îmi permit acum. Pam, 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 de aici strângem probabil 16, dacă atâta dă. Aici cu 15, bă, merge treaba cu 15, nu zic, nu? S-o săturașul ăsta de noi. Am pus aici un double chest cu lemnele ca să-mi fie mai ușor. Tu ce trade-uri vrei, mă? Vrei să-ți dau... Hai, mă, dă-mi topoare, na. Dă-mi acum topoare că îți curios ce mai îmi dai după. Da, mai am emeralde, da, mai am, mai am, mai am. Oricum n-am ce să fac cu ele, dar, na. Eu ți le-am cumpărat. Stai să mă o să mai fac trade-uri cu ăsta, că mai am doar 3 minute 48. Așa, frumos. Stai că faci și ăsta level up. Să vedem ce zice. Bun. Ce ne dai, mă, în plus? Cred că gata. Cred că mi-o dat. Aolo. Silk Touch mai pot să iau. Mă, Silk Touch cam am. Să mai iau ceva mending. Hai să mai iau două de mending. Aqua Affinity nu mai trebuie. Respiration. Silk Touch aș mai lua. Te mă, am zis Silk Touch. Ce am făcut? Bă. Nu mai dă ăsta? Ba da. Mă, ce se întâmplă? Mă, ăsta îmi dă schemă. Eu dau pe ăsta și... Ok, nu știu ce a fost acolo. Încă nu înțeleg. Am cumpărat 4 bookshelf-uri fără să-mi dau seama. Îmi dă schemă, uite-te. A, că n-am carte sau ce. Vrea să-mi dea cărțile, bă. Cât e mai am? 250. Ok, dar nu știu unde e ăsta. Salut, vărule. Ce dai? Mamă, clonțopel. What? Vrea iron pentru emeralde. Ok. Trebuie să ținem de villagerul ăla. Stai mai un pic, prietene, că vin. Bine, sigur vrea numai 16 bucăți, dar na, totuși. Ok. Să ne mai luăm un clonțopel că-mi trebuie. Ia uite cum se fac trade-urile. Păi de ce n-ai zis așa, bossule? Că am suficient iron. Ok. Ce mai vrei? Flinturi. Păi n-am de unde să-ți dau flinturi. Vreau să cumpăr flinturi. Dacă se poate. Mai am 1 minut 54. Hai să vedem dacă s-o reseta la ăștia. Îmi las și iron aici ca să am aproape. O să las momentan și ăstea. Că n-am ce să fac cu ele. Și hai să vedem dacă s-o reseta la ăștia. S-o resetam-o? Mai vreți? Vreți. Asta vreau să zic. Bum.
Așa, astăzi mai au niște șticuri, că aveam aici chiar și șticuri direct. Ultimul minut de trade-uri, așa că trebuie să ne grăbim. Bum, bum, bum. Cam asta a fost la el. Ăsta ce mai dă, mă? Frostwalker-ul, bla, 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 bla. Hai să luăm un Frostwalker. Așa. Am luat și mai vreau cu ăsta. A, păi nu-i mare. Mare reducere, să zic. Oricum am suficiente sticuri, deci pot să mă mișc ca lumea. Na bun. Perfect. Na, acum tot ce trebuie să mai facem este să ne ocupăm de magazin. Avem și clonțopel pe care o să-l folosesc la fermă. Să pun unul și sus, să nu mai mă tot mut cu ele, că nu-mi place. Frumos. Vrea să dorm, Zasami. Nu am pat. Aolea. Cam nașpa, bă. Frostwalker, mending, mending, bom, bom. Mă duc la pat. Un pic de somnic să-l ajutăm pe Zasami. Bă, dar nu-i noapte, mă? Nu-i noapte. What? Faza e că nu-i noapte, nu pot să dorm. Bun, prieten, după ceva timp am reușit să le ordonez. Aici tot ce e înăuntru costă un diamant, adică o singură carte momentan. Tot ce e aici două diamante, adică o singură carte momentan. Aici avem cu 3. Aici avem cu 4 diamante, plin de aqua affinity, bla bla bla, loyalty, toate cele. Silk touch-ul e la 5, respiration-ul, thorns și așa mai departe. Și mending-ul cu smite și power și frostwalker sunt aici la 6 diamante. Momentan cam asta avem spre vânzare. Și hai să-mi iau toate itemele astea înapoi, să nu le uit pe aici. Nu știu dacă am loc pentru ele oricum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de like-ul la blană, bineînțeles, dacă v-a plăcut episodul. Subscribe plus clonțopel și ne vedem pe episodul următor. Eu zic că a fost un episod care chiar merită susținerea voastră. Am stat o grămadă să-l filmez. Am stat 10 ore înainte să-l filmez pentru a-l pregăti. Așa că să văd acolo susținere, blășniță. Dacă mai vreți, bineînțeles, așa episoade. Șpa, șpa.